Meteorologii au emis duminică dimineață o avertizare de cod roșu de viscol puternic și ninsoare abundentă pentru județele Brăila, Buzău, Constanța și Tulcea. Constanța au fost închise toate drumurile județene și mai multe drumuri naționale. În județul Constanța, toate drumurile județene și naționale sunt închise în continuare. Avem acum 175 de persoane blocate în autoturisme, peste 51 de autovehicule blocate în zăpadă. La această oră sunt 65 de localități fără energie electrică și 33 de localități fără alimentare cu apă. Avem în teren peste 200 de pompieri militari care execută misiuni pentru înlăturarea tuturor efectelor negative produse de acest cod roșu, peste 100 de utilaje care intervin pentru dezăpezirea și deblocarea drumurilor, de asemenea echipaje de la poliție, de la jandarmerie, primărie, poliție locală, Raja, RAJDP, Enel și alte instituții. Este instituită permanența la toate instituțiile din județ și se intervine cu toate forțele și mijloacele pe care le avem la dispoziție. A fost mărită capacitatea operațională în această dimineață la nivelul inspectoratului cu oameni din tura liberă. Între timp se acționează pe mai multe tronsoane de drumuri județene pentru a se debloca circulația. Porturile de la Marea Neagră au fost închise. Elevii din Tulcea, Galați, Brăila, Constanța și Călăraș nu au mers luni la școală, deoarece cursurile au fost suspendate. De asemenea, pe raza județelor Constanța și Tulcea, 29 de trenuri au fost anulate. Mai multe localități au rămas fără apă și curent electric.